vii puțin cu panică în acest loc? De frică să nu mai vină ploșnițele, dar n-au mai venit. Doar aici, vis-a-vis. Hai! Ia! Ne-am hotărât să mergem pe o insulă. Pornim spre Koh Rong. Am găsit la hotelul la care am stat o mare combinație cu 30 de dolari bus plus barcă dus întors. Normal prețul era 33 de dolari, dar auziți, dacă tot ați stat la noi, vă facem o ofertă cu 30, iar dacă luam separat, era busul 8 dolari, iar barca dus întors 25 de dolari. Am scos mai ieftin cu această combinație. Doar că am fost ultimii și stăm pe locuri de din spate, ultimele locuri puțin cam înghesuiți, dar oricum ajungem rapid. O oră și o două. O pică de alimentare cu benzină. Benzină la bidon de plastic. Drumul e foarte varză. E foarte varză drumul din Kampot. Foarte prost drumul. Popos, e super cald afară. Am luat biletele de barcă, hub de turiști, am mai văzut de turiști. Koh Rong. Suntem în Sihanoukville, un oraș care pe vremuri, acum câțiva ani, era hub de chinezoi, dar s-au tirat toți din cauza că faceau tot felul de afaceri ilegale cu cazinourile. Spre barcă! O barcă plină de turiști. Puteam să mergi cu barca localnicilor, dar am fost cam lazy și am luat pachetul direct. Asta e barca, nu? Pier number 4 și de la pier, ce număr era la? 6, nu? Ce 6? Pier number 4. Nu știu unde e 4. Number 4, acolo cred că. Speedboat. Amin. Koh Rong, what is the name? Island guest house. Yeah, it's in Koh Rong have to stop. It's in Ditek. Thank you. Chica pe dreapta, ha? Nu e soare. Hai mai față. Enorm de mulți oameni călătoresc cu niște bagaje imense. Nu te încape frumos aici bagajul. Mulți ar trebui să-l lase, că e prea mare. Nu încape cu el în barcă. Bagă în barca de salvare. Oh, shit. Au căzut un bagaj în apă. Trororo. Am pornit spre insula turistică. Super plină barca.
Dacă alegeam barca localnicilor, făceam cam 4 ore, dar și prețul era de 4 ori mai mic. Dar am zis că nu mai riscăm după ce ni s-a întâmplat o mare vioșenie în Venezuela, când era să ne returnăm cu barca localnicilor. Coctoch Village. Am ajuns. Corong, apa destul de frumoasă. Apa destul de curată. Am făcut super puțin, o oră maxim. Hai doi, ma! Am găsit cazare fix acolo, cu 9 euro 30 pe noapte. Am zis să închidem tripul din Cambodgia cu o insulă, cea mai turistică. Corong. Hai. Pantalon ceva? O sunt de baie, short. Frumos. Bineînțeles, mai scump. Moto. Hello. We go there. Ei, ne-am luat fix lângă plajă. Pare destul de curată plajă. Mă așteptam să văd numai plastice. Și eu la fel, mai ales că am citit niște review-uri și scriau unii că e puțin cam murdară, dar nu, e ok. Ăsta e locul. Ăsta e locul? Următorul. Ăsta. Prima linie. La Barosani. Asta e. O, oh, da. Așa da, nu? Cam da. Păcat că am luat doar o noapte. Cam închis booking-ul. Ca să poată plăti doar la el și este mai scump, 15 dolari. Așa noi am plătit. 9,30 €. Ha. Hai în cameră să vedem camera. Și chestii, știi, au lăsat doar pentru o noapte available, doar o noapte disponibilă și pe urmă, hop, asta este camera. Destul de curată, miroase chiar bine. Avem plasă? N-avem.
Blana cazare plus netul funcționează. Am mai luat două nopți. Ne-am negociat cu omul, i-am zis că îi dăm 25 de dolari pentru două nopți, că acum vrea 30, că vine weekendul. Și a zis ok. Merge să mâncăm, ca de obicei. Loc nou, mâncare nouă. Aceeași mâncare, dar în alt loc se fac. Meniu 3,50, chiar lux. Stat la plajă. Un burger 3,50. În cazare tailandeză. Hello. 4. Asta este masa pentru 8 dolari. Pește cu cartofi și yellow curry cu seafood și orez. Să avem poftă.